Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Salutare, bă băieți, bine v-am găsit, fraților, la un nou episod de CSGO, de fapt, dintr-o nouă serie. Man, uite cu cine suntem în meci, coaie. Bro! Cu ăla de meciul trecut care ne-a dat report la amândoi. Coaie, cu toți din meciul trecut. Hai să dau voice enable 0. Băgam mi-aș picioarele. Bă, fraților, din câte ați văzut și din titlu probabil, o să începem o nouă serie pe canal în care, vezi că ăștia ne fac troll, o să ne facă troll tot meciul, cred că. Am început o nouă serie în care o să promovăm cheat-uri premium, adică eu o să vorbesc cu developer de cheat-uri premium, o să ne dea cheat-ul să-l testăm și eu o să zic o părere sinceră despre cheat-uri. Asta... Wow, ok. Asta o să fie așa, o serie în care eu, cum ar veni, o să vă ajut să vă alegeți un cheat premium care să vă placă vouă. Pentru primul episod am ales NoviHex, deoarece mi l-au recomandat mai mulți YouTuber și au zis, bă frate, testează-l că e ok, am vorbit și cu GhostGamer și BGD, folosește NoviHex și mi se pare super șmecher. Dați acolo like, să facem 1000 de like-uri dacă mai vreți episod în continuare. Stați numai un pic să dau FOV un pic mai mare. L-am 4 coaie și nu merge. Bă, ești prost, am 4. Ia stai un pic. Stați un pic, bă băieți, că nu le-am. Ah, ok, și nu, doar pe head o să dau. Dacă mai vreți episodul genul, nu uitați acolo, noi facem 1000 de like-uri și eu la finalul episodului o să fac cum făceam la seria cu cheat-uri gratis, o să fac, o să-i dau notă la cheat pentru vizuale, pentru emote și pentru misc și pentru ce alte funcții mai are și o să facem o medie și în funcție de media aia voi o să puteți să comparați cheat-urile. Momentan e primul episod, deci n-aveți cu ce altceva să comparați, dar în episoadele viitoare o să vedeți ce note o să dau și o să puteți compara cheat-urile. Dă-i one tap mare, bravo mă băieți! Avem aici un cont de Prime, am crescut contul de la abonatul ăla meu, Andrei, și l-am făcut DMG. Aparent mi-a dat DMG la 10 win-uri, ceea ce este o chestie super șmecheră. Iliuță, tu ce mai zici, frate? Bă, ce să mai zic? Sunt foarte uimit cum de-a dat de aceleași persoane. Da, și asta și eu. Bă, băieți, în primul rând, ce-mi place este care inventory changer, adică e un skin changer, na, mai diferit să zic așa. Hai să ne băgăm M9-le baionetul ăsta. Bă, să știți că aim-ul e destul de ok, adică eu zic că se ridică la așteptările mele, având în vedere că am jucat cu Unity, care până acum pentru mine era cel mai bun hack de legit și, sincer, se ridică la așteptările mele. Bravo, Ilie, m-ai salvat aici, mersi mult de tot. Se ridică la așteptările mele aim-ul-ul. Vizualele sunt decente, nu pot să zic că sunt cele mai șmechere vizuale, sunt niște vizuale basic de un cheat, dar, na, îmi plac, sunt ok, nu sunt nici vizuale de alea, am văzut vizuale... La unele hack-uri premium zici că erau vizuale de hack-uri de paste-uri, zici că erau vizuale de la OTC, nici atât dacă și alea de la OTC erau mai faine, dar astea chiar îmi plac, vizualele de la Novi chiar îmi plac. Ce mai îmi plac? Îmi plac widget-urile astea foarte mult și poți să le customizezi de aici, efectiv poți să-ți bagi orice fel de widget vrei tu, grenade, helper, nici nu știu cum dracu te-ar... LOL, fii atent, cred că aici spune unde pică grenada, stai că asta chiar vreau să o văd. Bănuiesc că widget-ul ăla apare doar când ai grenada în mână. Hai că sunt curios, nu da, sau să-mi iau grenada, ia să vedem, ne luăm grenada, ia să vedem. Bă, dar nu apare Grenade Helper-ul ăla, sau apare oare asta, sunt primă băieți. Dăm aici la widget-uri, ăsta e Grenade Helper Cam și ia să bă, vedem chiar, ce bă, băieți, o să vedeți la video-ul meu, ăsta Raul postează la 12, la mine la 2, o să jucăm tot cu aceiași băieți. Du-te dracu, ce șmecherie, coaie, apare unde se, pică smoke-ul, ești prost? Mi apare efectiv când țin ăsta, ia uite de la mine, uite de la mine, uite de la mine, un pic, uite de la mine, uite de la mine, fiind. Că dacă țin așa grenada și o îndrept încolo, mi apare unde pică. Uite, acum o să pice pe clădirile astea de sus, fii atent, acum o să pice, uite, fix aici în față, fii atent, o să pice fix aici în față. Ia uite. Ai văzut? Cât de șmecheră e chestia asta, mi-apare efectiv o cameră, e super șmecheră chestia asta. Bă, până acum n-am mai experimentat, probabil voi ăștia care jucați cu Novi sau cu alte cheat-uri care au funcția asta, probabil că nu sunteți mirați, dar bă, mie chiar îmi place asta, e super șmecherie pentru legit hacking, chiar îmi place chestia asta. Deci chiar merită, un punct în plus o să-și ia la misc pentru grenade helper-ul ăsta. Chiar îmi place. Bă, coaie, nu mai fura kill-urile că-ți iau familia în sabie. Ah, by the way, bă, băieți, uite că am uitat să vă zic, la fiecare cheat pe care o să-l prezint eu în seria asta, o să fac câte un config de legit. În caz de vreți să aveți un config de legit sau dacă vreți neapărat să aveți configul meu, o să vă fac câte un config de legit la seria asta. Am omorât și noi pe băiatul ăsta. Și de cum ai făcut ce ai? Și tu mi-ai luat kill-urile de sunat. Fiți atenți aici, ca să găsiți configul meu, dați pe chestia asta, pe folderul ăsta și căutați aici Raul2K. A, nu, dați prima dată pe config browser, după scrieți Raul2K și configul meu personal, adică configul făcut de mine oficial, este ăsta, primul. Aplaudat de Raul2K, efectiv, cum se scrie aici. Raul2K oficial config, așa. Astea două sunt făcute probabil de abonați, pentru că am văzut că mai sunt două configuri. Practic, băieții au portat configul meu de pe Unity, l-au portat pe Novi. Ceea ce e o chestie super cool, deci puteți să jucați cu oricare dintre cele trei configuri, pentru că bănuiesc că le-au făcut destul de apropiate de...
de config-ul meu de pe Unity. Da, ia, hai mă, chiar cu aia, de ce sunt eu prost și nu le descarc pe astea două și să le testez, nu? Ia, că am, i-am dat să-l descarc pe ăla. Hai de pulicioica mea. Mi l-a descărcat. Stați așa, stați așa un pic, băieți. Hai, ești pe aici, ești pe aici, bossule. Stați un pic să câștig runda asta și o să încerc să joc cu alt config de-a meu, unul mort. Oricum și configul ăsta pe cu care joc eu acum mi se pare super genial și mi se pare că dă super bine. Adică nu dă nici prea obvious, adică trebuie să știi să joci. Nah, băgam iași. Hai să-i dăm un one tap la băiatul ăsta. Hai, băiatul. Oh, boys. Oh, boys, vedeți de ce e super bun pe tapuri. E super, super top pe tapuri. Fie ce o să-i fac la asta, Iliuță. Fac. 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 Da, mă. Bă. Bă. Hai, mă, că i-am dat-o bine. Deci hai să testăm un config de ăsta, ia să vedem. Not TB, ăsta e al lui Not TB. Și cum îl injectez? Aici bănuiesc. Nu, nu aici. Uite cu aia, am 16.000, deci de când a început meciul n-am cumpărat absolut nimic până acum. Stai cu aia, eu nu știu cum să joc cu configul ăsta cu aia. Nu știu dacă stiu așa de... Cred că pe ăsta, mă. Ah, copy to clickboard, am înțeles. Cred că ăsta atunci. Nu înțeleg. Ah, gata, config loaded, deci ăla. Mamă, cu aia nu cred așa ceva, Eliuță. Efectiv, mi-au băgat, efectiv, l-au făcut 1 la 1. Până și skinurile pe care le aveam eu pe Unity mi le-au băgat pe ăsta, coaie. Pe Novi, ești nebun? Ce tare, până și ținta, coaie. Mi-au copiat ținta. Băi, coaie, mori. Fucking die. Am înțeles, deci nu era așa de bun configul meu aparent de pe Unity. Ia hai mă să vedem și configul ăla, ăsta-i, a, ok, ăsta-i configul meu nou. Băi, ești nebun, e 1 la 1 configul. Ia. Ok. Nu știu deci cum i-am dat-o, ăla. Coaie. Ok. Și ultimul e City. Băi, ești nebun, l-am făcut 1 la 1 config-ul. Nice. Ok, one tab, băieți, i-am dat-o. Ia stați mă, băieți, să vedem aici. Să-l injectăm din nou pe a nostru. Chec, idiot. Să jucăm din nou config-ul ăsta. Băi, super șmecher, că efectiv, nu știu, sistemul ăsta. Mie îmi place și sistemul ăsta de config-uri foarte mult. Adică, efectiv, cauți, dacă n-ai config de legit, cauți legit, opa, dai pe config browser. Cauți legit config. Și efectiv, uite câte configuri de legit ai, frate. Uite câte configuri de legit poți să ai aici, nebunie, casă. Oricum, notele o să le dau la final, deci și widget-urile astea îmi plac foarte mult, deci eu zic că la misc, stați un pic, bă, băieți, nu mai am pic că mine să răgâi. Gata, eu zic că la misc o să iau o notă destul de mare. Dar de ce nu mai merge Grenade Helper-ul? Cred că am uitat eu să-i dau save la config când am făcut modificările astea. Eu zic că la misc o să primească o notă destul de mare, dar și la aim nu o să primească chiar notă maximă, dar oricum eu zic că o notă bunicică o să primească pentru că îmi place cum merge legit dotul. Nu! Hai, hai, bossule. Ți-am dat-o ție. Ți-o dau și ție. Am zis că ți-o dau și ție. Ți-o dau și ție. Mamă, câte nou scopuri am putut să... Mamă, dacă îi dădeam și la asta nou scop era casă, ești nebun la cap. Bă, chiar îmi place, chiar îmi place aim-ul. Mamă, ce melodie cu aia, cum am oprit când am auzit melodia. Deci, practic, pe config-ul ăsta meu de legit aveți skin-uri pe câteva arme. N-am pus așa de multe arme. Dar de ce am doar pe... Mamă, am uitat să-i dau save cu aia. Mi-au mai rămas doar câteva arme cu aia. Din toate modificările pe care le-am făcut, mi-au rămas 4 arme cu aia sau 5 arme. Doamne, 6 arme mi-au rămas. Gg. Oricum, eu zic că ăsta e un legit super ok. Adică, pardon, e un config super ok. Adică, dacă vreți să jucați cu config-ul ăsta... Bă, uite, eu joc la DMG și rup pe băieții ăștia. Băi, coaie, m-a luat, what the fuck, m-a omorât cu neghevul, coaie. Deci eu zic că e un config super ok. Dă-i mă, trebuia să dai prin perete, coaie. De ce nu i-ai dat prin perete? Romania. Dă-i pic, dă-i pic, dă-i pic, dă-i pic, coaie. Dar nu așa, trebuia, na. Dădeai un quick scope, trebuia să te scoți din scope și să mergi și te dai pic. Dar na, se mai... Doamne Iisuse, era să-mi dau cu microfonul pe jos. Auci, s-a auzit nasol? Da. Băieți, mă scuzați, chiar îmi pare foarte rău. Mă doare inimioara să vă spun, dar chiar îmi pare foarte rău. Hai mă, plantează bomba, bulangiule. Ia-l pe ăla de pe jos, dacă te omoară. Deci dacă te omoară cum am murit și eu. Hai mă, coaie, că e ultimul și ești la distanță, poți să-l omori. Poți să-l omori, acum dă-i pic repede. Dă-i pic și dă-i cu X-Scope, coaie, că nu te ia. Acum, coaie. Doamne, ce legit joacă Ilie, e un pic caca pe el așa, un pic, are un pic caca pe el. Da, bă, băieți. Așteptam să rămâne pe al meu, că am înțeles, am înțeles. l-ai așteptat, adică ai vrut să-i faci troll la tău, să-l omoare pe atât, să-și pierde a tău arma? Bravo, frate, mergi în echipă, ești nebun, joc în echipă. Ce mai îmi place foarte mult la cheat-ul ăsta? Chiar, n-am apucat să testăm toate widget-urile astea. Ia să vedem, bă, băieți. Bind-urile, velocity graph, ok, green and mirror, chem ăsta mirror, bănuiesc că e oglindă. Mamă, am oglindă, pot să văd în spate, efectiv, coaie. Tu ești ăla din spatele meu? Tu ești ăsta din spate, coaie? Nu. Nu e, lol. Coaie, pot să văd efectiv în spate, zici că am cameră de bord, de aia?
Și pot să o fac și mai mică, bă? Mamă, e casă și pot să o pun, uite, aici, de exemplu. Băi, e șmecheră chestia asta. De exemplu, dacă eu în spatele tău pot să vezi, o să-mi las camera acolo, că e super interesantă. Ia. Dar nu știu care ești tu, Coe. Ia fi atent, Iliuță, ca să nu zici că mint. Ia fi atent aici, care ești tu? Ia să te văd. Ia, uite ăsta cu AVP-ul. Ia, fă o chestie și o trebuie să te imit pe tine. Ce? Dar ce ai zis? Că ce am cameră de mașaliere, de bun, te văd cu spatele, ia. Fă ceva. Sau nu știu exact, că nu-mi dau seama din ăla, dar oricum e super șmecheră chestia asta. Am cameră de mașaliere. Da, Coaie, ești nebun, am cameră, văd tot în spate. Uite-te la Purple, Coaie, de la noi, zici că sunt eu. Adică. Cred că e poză cu tine, Coaie. Hai, du-te, drecu. Hai, dă-i pic, dă-i pic, dă-i pic, dă-i. Mi-a dat pic și m-a luat. Ce poză are, mă, cu cine? Cine e asta, ia, că-mi pare cunoscută. A, nu. Ba, îmi pare super cunoscută. Uite, bă, băieți, când se futea Ilie în cur pe DAS 2. Ce, mă? Screenshot-ul ăla de ți l-am făcut ție și lui ăla mor pe DAS 2. Mi-a apărut acum pe ecran. Băi, pe al doilea, mamă, mă bate Ilie cu Unity, nu vine să cremă, băieți. Trebuie să o luăm chestia asta ca pe o provocare. Ia, mă, să dau un pic, să joc un pic de semi-rage. Să-l testăm și pe semi-rage. Dăm aici, bam, frumos. Sniper și dăm un pic așa de FOV, un FOV 10. Hai să jucăm un pic de semi-rage, bă, băieți, să vedem cum ești pe semi-rage. Și aș vrea și un butterfly, mă, băieți, mă. Butterfly knife, use item, marble fade, use item. Și acum, ca să-l luați, trebuie să intrați în inventar și să-i dați replays, așa se... Acum tocmai ce v-am învățat, cum să vă băgați skin pe arme pe acest cheat minunat. Ia, mă, să vedem cum e cu FOV 10 pe AVP. Nu ești tumor, să-mi zici dacă îmi sare țintă. Asta mi, s-a, mi s-a blocat CS-ul, efectiv. Na, vedeți, bă, băieți, motivul în plus. Mare vac. Ce? Gata, ai zis că ți-ai luat vacă? Da, Coaie, mi-a tresărit inima în mine. Ești nebun, am zis că, bă, nu mi-am mai luat vacă. Cred că, pă bune, Coaie, că nu mi-am mai luat vacă de vreo 3 ani de zile. Nicio, de fără. A, ba da, eu am luat tovaraja, nu mi-am mai luat. A, ba, bă, mi-am luat în meciul ăla cu Ioana, Coaie. Când am încercat... Să mor tu, că atunci te-ai luat vacă. Nu vac, Overwatch. Adevărat? Da, Coaie, dar nu mai știi. A, tu erai plecat cu mașina. Eu nu știu așa ceva. Ba, Coaie, la finalul episodului, de ce crezi? Nu era vorba că joc cu cheat, că joc pe contul ăla până mi-au ban? Când mai jucam încă 10 ore dacă nu mi-l-am luat, dar mi-am luat Overwatch. Dar vac, chiar că nu mi-am mai luat de mult timp, Coaie. Vac, cred că de vreo 4-5 ani. A început să râdă și a continuat să joace singură. Dar nu știi, Coaie, tu nu te uita la episodul ăla, are drept 100.000 de vizuri, ești nebun? Cred că am făcut-o pe Ioana, cea mai populară persoană de pe YouTube, ești nebun la cap. Pe bune? Da, mă, are vreo 100.000 de vizuri. Și a jucat vreo 2 meciuri eu singur cu ea. Gata. S-a terminat șmecheria. Cred că vezi acum, intri în comentarii, vezi acolo Instagram-ul ei. Zici, băie, dați și voi un follow aici dacă tot a făcut video ăsta 100.000 de vizualizări. Trebuie să uiți bine adevărul, că vezi că Overwatch-ul ăla 3 ți-a jucat extrem. Și atunci mergea Overwatch, acum nu mai merge. Băi, Coaie, dar am jucat vreo 12 meciuri. Coaie, obvious, deci le dădeam efectiv aproape de rage. Și de-abia după al 13-lea meci mi-am luat vac, Coaie. Cum ai zis, un al 13-lea. Hai. Aoleu, gata. Aoleu și văleleu. Aoleu, mamă, mă omoră, bă, Coaie. Aoleu, mie poate. Tu dai seama, Coaie, că o să se uite ownerul de la Novin, puii mei, pe video ăsta și o să zică, băi, Coaie, ce-i cu ratații ăștia doi? Cum mi-a zis să-i dau link-ul după ce termin video, știi? După ce-l poți să-i dau link-ul, dar dacă vede așa ceva să moare Jaxana, de nu ne lichidează pe amândoi. Na, dacă nu-i dai la asta, man, he's behind, he's on the fridge, man. Nice, good job, man. Mamă, ce le dau băieții. Aoleu, mi-e foame. A început Kaiser ăla să tragă într-un cu echiper de-a nostru și fără motiv. Și vreau să mănânc sarbale. Ce-ai, Coaie? What happened to you, man? Băieți, scrieți în comentarii dacă știți la ce fac referire cu chestia. Eu nu știu la ce face el referire, băieți, dar s-a cam terminat șmecheria. Bă, băieți. Nu știu la ce face referire și cred că nici nu vreau să știu, ești nebun la cap. Aoleu, e foame. Coaie, ce tot zice ăla US? Ăsta cred că e tot ăla de pe meciul trecut, mai știi pe ăla de ne-a acuzat pe toți de cituri din urmă și eu nici n-am apucat să-mi fac vreun kill sau ceva. Mamă, i-am dat mare shot. Doamne Iisuse, dacă mă moară ăsta iară, bravo. Bravo, frate. O să-și iau on top. Băi, Coaie, dar nu mai fura kill-urile, ești prost. Eu încep să le dau la ăștia prin pereți doar ca să nu mai fur tu kill-urile. Bă, Coaie, dar mă enervează că... Băi, Coaie, ești nebun la cap. Băi, Coaie, ești nebun la cap. Băi, Coaie, ești nebun. Vreau să-ți opim, mă, sniper. Enable aimbot, da? Așa. Băi, Coaie, fii atent, îmi iau pistol. Nu, Coaie, mi-au tot sniper și mi-am dat FOV-ul în blană. Mi-am dat post 80 la sniper. Coaie, efectiv, era ținta aproape de el și nu mi-l lua. Sau FOV-10 chiar e așa de mic? Nici nu știu ce să zic, surrend, cum a scris. Ce, mă, și-a luat ăla ban deja? A, mai are un minut.
Băi frate, ia stați un pic să verific eu aici. Ce a fost chestia aia? Am dat FOV în blană. Pot să știu și eu? Doamne Iisuse. Hai mă, dă-i pic. Dă-i pic, coaie, că am FOV pe 180. Ți-o dau cu spatele dacă mă enervezi. Ia să-i mă un pic. Ia uite, coaie, l-a ratat cu FOV. Băi, coaie, m-a omorât a meu. Doamne Iisuse Hristoase, bă, nu înțeleg coaie ce e asta, stați un pic, enable aimbot așa. Aaaa, cât de prost pot să fiu și eu, cred că la toate am așa. Doamne, bă, băieți, gata, gata, s-a rezolvat problema, era pe hotkey, eu trebuia să apăs hotkey. Deci eu până acum am jucat practic legit, deci toate kill-urile astea pe care le-am făcut, îți vine să crezi că le-am făcut legit, coaie? O bună? Da, când aveam aim-ul activat, erau pe hotkey, trebuia să apăs ceva. Ca păi să meargă. Ce poza are verde de la ei? Gata, mă, băieți, gata. Doamne, deci eu tot meciul am jucat legit, practic, coaie. Bă, băieți, ați văzut și voi cum merge aim-ul de la Novix, ați văzut 17 kill-uri la legit, practic, că nu mergea... Ia stați mă să vedem, dă-te, nu mai fă kill-uri, nu mai fă kill-uri, te rog, nu mai fura, ca să văd cum merge și aim-ul. Ok. Parcă e altă treabă acum, bă, băieți, ați văzut? Mă miram, coaie, de ce tot ratez pe ăștia, eu aveam aim-ul off, coaie. O vine să credeți așa ceva? Mie nu. Nu prea am bine să cred că Raul 2K joacă fără aim. Cred că m-ai prins un pic, Eliuț. Ia să vedem, mă. Pistols, auto-aim, 4.2. Ia să vă, mă. Ia lasă-mi mie coaie toate kill-urile lunda asta. Pistol seamănă cu un fel de pizdă, da, bărbat. Un fel de pistea, da, la bărbat. Pistol. Pistol. Pistolul. Băi, coaie, ești terminat. Ce random ți-a venit asta? Tu ești ăsta din spatele meu, că te văd. Nu știu. Cum nu știi, coaie, nu mă vezi? Ia, lasă-mă și pe mine, coaie. Ce zic, să mă lași, tu nu mă lași, futu-ți morții. Pistol. Hai mă, că e altceva acum. Mamă, e altceva, bă, băieți. E altceva. Nu știu unde e ultimul, dar e altceva acum. În orice caz, e altceva, frate, cu Amy, e altceva. AFK, bineînțeles. Dar o să le am eu. Nu cred că ajung nici cu banii aia până înaintea lui. Ba, ba, ba. Auleu, ba, 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 ba. Nu, 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 nu. L-au omorât, coaie. Băi, băieți, eu am făcut nu știu câte modificări pe config. Băi, coaie, ești terminat? Doamne, cum am putut să trag aici? Ia să vedem, mă, și cu SSG-ul cum trage. Dar ia să-i bag un de la... Iar e pe hotkey, coaie. A, e all pe hotkey, că dau auto-aim, nu-i problemă. Stai să vedem, sniper. Am dat coaie, scris că l-am dat afară pe Saio, dar nu l-a dat nimeni afară, ești nebun? Ce, cum adică? Uite, player Saio left the game, în paranteză, voted off. Și a ieșit de la noi, coaie. Da, ba, nu, de la ei. Eu nu văd cu aici ce scrie vote do fish prost. Da, e și de la ei, sunt eu idiot. Ah, fuck. Ah, nu mai fac așa ceva în viața mea. Ok, 1. 2, ah, fuck. 2, nice. Ah, mă, băieți, cred că la este genul de cheat în care trebuie să ai FOV-ul mai tare, o să ajustez eu. Ah, ba, na, dar am FOV. Ah, ba, nu. Sniper, am FOV-ul. Mamă, 66 am FOV-ul. Coaie, ești terminat. E by distance, trebuia by FOV, coaie. Băi, coaie, mie de ce nu mi s-au salvat setările astea? Romania? Că eu făcusem setările astea. Nici silent. Ah, e by FOV, ok, m-am speriat un pic. Mă gândesc că SSG-ul se încadrează la snipere, nu? Ia zi. Da. FOV-ul se încadrează la snipere. Bă, oricum, îmi place și ei, mu sincer. Nu e rău, e oricum Novi Hex e un hack de legit. Nu știu dacă aveți aici, n-aveți setări de rage, știi? Novi e un hack de legit. Da, îmi place cum trage, îmi place cum trage. Nu e rău, vizualele oricum sunt ceva. Adică nu mă impresionează, să zic așa. Probabil o să ia nota 8, 7 sau 8. Și lasă, băi, cu aia l-ați lichidat pe ăla, nu m-ați lăsat să fac nimic. Fianta aici ce linie dau. 1. Bravo, mă, Eliuță. N-am și un defuse kit pe aici. Please go, delete game, best game. Dă-i în ultima secundă. Bine, bine, puiule, n-am defuse kit, nu n-am defuse kit. Hai să așteptăm, bă, băieți. Da, știu. Nu, frate, serios. Fii atent. Tai. Acum. Mamă, coaie, la fix. La fix o iau, fii atent. Mă opresc acum din defuse. Nu mă opresc, mă, băieți. Fii atent când la fix o iau. Bă, fraților, mamă, am primit și achievement, ești pro second to none. N-ai luat în cap. Băi, el a dat abandon fix acum. Da, săracul de el, coaie. Bă, fraților, notele mele pentru cheat sunt așa. Pentru vizuale sunt un 8, pentru că până la urmă... De fapt, hai să începem cu aimbot-ul. Hai să începem de la început, bă, băi, să luăm de la început. Hai să începem cu nota mea, mai întâi. Na, zi tu nota ta. Nota mea pentru cheat este total așa, o medie, 8. 8? Bineînțeles, hai să vedem dacă și media mea este la fel. Bă, pentru aimbot, vă zic sincer, nu e nici cel mai bun aimbot pe care l-am văzut, dar îmi place că nu s-a rețintat
chiar așa de tare și am jucat destul în blană cu el, destul de în blană cu el și nu a sărit și de atunci o să-i dau nota 9 pentru aimbot. La vizuale o să-i dau media 8 pentru că, sincer, vizuale nu are, nu știu ce vizuale, niște vizuale pe care le găsești, cred că pe orice paste, dar pentru MISC și pentru ideea asta cu configurile o să ia nota 10, clar, nu știu, mai ziceți și mie alt cheat, probabil mai există alte cheat-uri care să aibă chestia asta, dar chestia asta mi se pare o chestie genială, efectiv, deci vrei un config de rage, 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 rage away, rage by ducky, rage așa, config de HVH, cauți HVH, nu găsești nimic, ăsta nu e hack de HVH, în fine, dați prins voi. Ce înseamnă? Deci, practic, pentru prețul lui de 14 euro pe lună, dacă nu mă înșel, este un cheat super decent. Nu este nici un cheat foarte scump, dar nici foarte ieftin. Adică este la nivelul Unity-ului când vine vorba de preț, dar, sincer, eu aș merge mai mult, cred că, pe Novi X, pentru că are mult mai multe de-astea chestii care să te ajute, Grinei, Helper-ul, toate oglinzile posibile din lume. Are și legit anti-aim, dacă nu mă înșel, uitați, are și legit anti-aim, are multe chestii pe care deja Unity nu le mai are. Dar voi știți ce decizie luați, eu nu mă bag, eu doar v-am dat o recomandare, NoviX mi se pare un cheat super bun, nu știu cum stă cu detecția, sincer, pentru că n-am jucat atât de mult cu acest cheat ca să știu cum stă cu detecția, dar oricum este un cheat din partea mea, pare o medie, nu știu, 8 cu 9 și cu 10, cred că i-am dat, nu? Cred că astea sunt notele mele, nu știu, media ar fi 9, bănuiesc. Deci, bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod, dați acolo like să facem 1000 de like-uri la acest episod, dacă mai vreți premium cheat review în continuare și noi ne vedem data viitoare. Salut! Pa, pa.